Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu o să mai aibă produse Pepsi. De fapt, de la PepsiCo. Pepsi, chipsuri, Lay's, Cheetos. Cheetos, noi avem Cheetos? N-avem Cheetos. Ba, cred că avem, avem. Da. Avem. Seven Up. Seven Up, căruia senatorii Zup. În anii 90 îi spuneau Zup. Dă și mie o Zup, te rog frumos, la bufetul senatului de la Salomea. Miranda. Miranda. Miranda, da. Miranda e de la Lilanțin. Da, da. Nu. Miranda tot de la Pepsi e? Pepsi e cu mine și Seven Fanta. Up și la e Fanta și Sprite. Da. Deci nu vor să mai, pentru că producătorul nu vrea să taie din prețuri și decizia Carrefour e susținută și de cel mai mare lanț de supermarketuri din Franța, Leclerc, de care habar n-aveam că există, dar uite că există Leclerc. Retailerii de produse alimentare din mai multe țări, inclusiv Germania și Belgia, au oprit comenzilor produse în ultimul an ca o tactică de negocieri pe care inflația a făcut-o mai combativă, afirmă G4 Media. Deci nu le mai vând. Vor să-i scoată ca să-i determine să lase să reduce prețul. Dar pe mine asta cu Pepsi și cu chipsuri nu mă afectează prea tare. Dar da. La un tic, nu s-ar putea la un tic, la brânzicuță, la Sălămior. Oricum s-a mai muiat. S-au muiat? La fine. L-au scos de la frigider? S-au muiat, mă scuzați, doamne iartă-mă, că s-a făcut pachetelul, acum e pachetel de 200 de grame, la prețul mare. Stai că vine ăla de 180. Da. Deci avem și reinflation și noi. Unde s-a muiat, mă? Ce s-a muiat? Știam, untul nu e între produsele alea la care a fost plafonat. S-a plafonat de când s-a plafonat laptele și nu știu. Mi se pare că a mai scăzut și untul. Nu mai e așa scump. Nu. Adică e scump, dar nu mai e așa. Tu nu papi un tic. Ba da, am niște stocuri. Pe care te... adică n-am mai cumpărat de vreo două luni. Ai stoc și la unt? Aveam vreo 5 pachete, da. Serios? Mari. La ce mai ai stoc? Paste mai ai? Da. Paste ai de acum 2 ani. Am paste. Am, cum spuneam, unt. Așa, hârtie igienică, asta știm. Hârtie, dar hârtia nu mai e chiar așa o problemă, că s-a reglat. Dar mai am lutenița, pe care am luat-o cu voi. S-a desfăcut borcanul la pătrat. Este foarte bun. E și ăla-i bun? Da. Da. Însuși domnul Hădean, marele maestru șef Hădean, la mine acasă, ei, da, unde l-am hrănit cu diverse lucruri. Vorbim de achiziția porții din Serbia, ca să înțeleagă lumea despre ce vorbim. Da, noi am fost la Timișoara, drept pentru care am traversat granița și am luat o mașină cu benă ca să cumpărăm toată lutenița pe care o putem găsi în supermarketuri și tragedia a fost atunci că nu am găsit. Era pe nu am mai găsit sortimentul pe care îl cumpărasem astăvară și care ne-a plăcut foarte mult. Da. Era o penurie care... îngrozitoare. Da. Și atunci ne-am reorientat, am luat ce am găsit, mai puțin, ca să nu riscăm. Mai puțin lutenița, mai mult aivar am cumpărat, da, că lutenița am găsit de la un singur producător. Și s-au luat niște borcanele pătrate, care sunt foarte bune, mi-au foame, nu te văd că eu fac și fasting, nu știu dacă ați reținut. În dimineața asta ne-a adus George de la Mumă s-a zacuscă și ăsta Vlad s-a ținut. Se ține tare. Se ține tare, a trebuit să mănânc singur jumătate borcan de 400. Îmi prăg leșinule. O să-mi pun centura bine în mașină ca să nu, că dacă leșin, măcar să nu cad pe parte, știi? Să stau în scaun, așa să pare doar că am adormit, nu că am murit. Doamne ferește. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.